Este Daniel Onete de la MMA Pitești, Miron Martial Arts Pitești. Categoria este 82 de kilograme. Onete îl va întâlni pe Robert Constantin din București. Urmărit și ritualul pregătirii sportivilor, care sunt uși pe față și în zona urechilor, un unguent special pentru protecție, evident. Din București! Adversarul lui Onete se numește Robert Constantin și vine din București. Această dată îi putem identifica mult mai simplu pe cei doi luptători. Onete poartă short albastru, iar Constantin are short de culoare neagră. De asemenea, mănuși albe pentru Robert Constantin. Judge, timer. Înapoi. Distanță. Și începe meciul. Meciul cu numărul 2 de pe fight card-ul MMA Strike. În negru Robert Constantin din București, în albastru Daniel Onete din Pitești. Ambii păstrează distanța deocamdată. Așteptăm prima proiectare, primul contact fizic, contact permis, vă reamintesc. Am trecut de la K1 la MMA Strike. Proiectările sunt permise, procedee de lupte sau de judo. Probabil că ambii au urmărit meciul anterior și sunt foarte prudenți. Deocamdată schimbă lovituri de pumn de la distanță. Oh, ce dreaptă a reușit Onete, care l-a pus la podea pe adversarul său și acum îl lovește cu putere. Încearcă o priză acolo. Din câte știu, 10 secunde se poate lupta la sol, apoi cei doi sunt ridicați, să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Robert Constantin a scăpat din
priza adversarului. Spre deosebire de MMA, la MMA Strike sunt interzise loviturile în aceste poziții la sol. Iată, a ajuns deasupra Robert Constantin și se încheie repriza. A scăpat din strânsoare Daniel Onete, care însă se resimte, s-a înroșit la față, sportivul piteștean. Este spălat pe față acum de secunzii săi și pregătit de pentru repriza a doua. Mult mai proaspăt Robert Constantin, care a izbutit acel procedeu și cred că a punctat serios pe buletinele de arbitraj. S-a încheiat pauza, așteptăm spectacolul din repriza a doua al meciului de la categoria 82 de kilograme între Robert Constantin și Daniel Onete. Robert Constantin este un redutabil boxer. Superior până acum în acest meci, însă orice e posibil. Mai avem încă două reprize, câte 3 minute. Foarte atent Daniel Onete, încă o dezechilibrare i-ar fi fatală între ghilimele, s-ar trezi din nou în strangularea adversarului său. Arată foarte bine piteșteanul în partea de sus a corpului, iată ce trapezare, cum se spune. Însă Robert Constantin este foarte dibaci, iute, îndemânatic, găsește punctul slab și iată-l din nou încercând o proiectare și a apucat adversarul de coapse. Așa cum sunteți, reveți la centru. Dar lupta desfășurându-se în corzi, arbitrul Nicu Vasiliu îi oprește. Și lupta va continua din acea priză pe care o reușise Robert Constantin. Să-l vedem. Să vedem ce va reuși sportivul în șor negru. Meciurile de MMA au loc de obicei în cușcă, de aceea arbitrul i-a ridicat pe cei doi, întrucât riscau să cadă printre corzile ringului și să se accidenteze. Robert Constantin în picioare, Onete încearcă să se apere cu picioarele de loviturile adversarului său. După cum spuneam, doar 10 secunde este permis această luptă.
și meciul continuă. Este accidentat Onete. Iată, are o problemă la ochi. Însă meciul nu este oprit. S-a auzit un gong. Nu știu dacă s-a încheiat repriza. Se pare că da, s-a încheiat. În pauza dintre reprize, Daniel Onete va fi consultat de medicul Galei. Sunt probleme cu ochiul său stâng. Este umflat în urma unei lovituri. Să vedem dacă el va putea să continue lupta. Medicii vor decide. Din gesturile, din cap ale medicului, cred că este final de meci. Nu se poate, îi spune medicul. Nu-ți dau voie să mai continui. Are o umflătură mare sub ochiul stâng. Iată cât de tare s-a umflat acolo, acel loc. Să vedem ce decizie se va lua. Domnilor și domnilor, după două repriză, stop fight, într-adevăr, învingător, prin abandon, în colțul, prin abandon, în colțul, după două reprize, meciul se încheie datorită rănirii adversarului învingător. Robert Constantin discuta cu Daniel Onete. Acesta din urmă a fost oprit de medicul Galei să mai continue lupta pentru propria sa protecție, evident. Are o rană destul de mare sub ochiul stâng și a fost abandonat de arbitru. Pregătim pentru al treilea meci pe reguli de MMA Strike, meci în care vom putea urmări un sportiv constanțean, legitimat la Shark Gym Constanța. Mădălin Pârvulescu îl va întâlni pe Ion Tângan din Tulcea. Meciul este în limitele categoriei 88 de kilograme.